Bună ziua tuturor! Sunt Gina Zală și sunt profesor pentru învățământ primar la școala gimnazială numărul 10 Botoșani. Împreună cu elevii clasei a 4-a, la disciplina științe ale naturii, vom vorbi despre ciclul de viață al unei plante. Am să vă prezint pe Mini Paulina, pisicuța mea. Ea este puțin supărată, deoarece i-am explicat că jucăria ei este un sâmbure. Un sâmbure pe care l-am găsit în interiorul unei prune. Iar dacă îl vom planta, se va transforma într-un copăcel care la rândul său va avea fructe și semințe. Dacă pare complicat, te rog, Mini Paulina, să fii foarte atentă. Eu le voi explica copiilor ciclul de viață al unei plante și așa vei înțelege că jucăria ta e o sămânță care va da viață unei noi plante. Plantele, ca și animalele, sunt corpuri cu viață. Ele se nasc, respiră, se hrănesc, cresc, se dezvoltă, se înmulțesc și mor. Planta ia naștere din sămânță. Ea crește până ajunge o plantă capabilă să facă noi semințe. Toate etapele pe care le străbate planta, de la sămânță până la formarea de noi semințe, din care iau naștere alte plante noi, se numește ciclul de viață al plantei. În imagine aveți etapele ciclului de viață al florii soarelui. Germinația sau încolțirea se referă la nașterea plantei, la trezirea acesteia la viață. În condiții bune de sol, temperatură, umezeală și lumină, din sămânță apare rădăcina, care se orientează în partea de jos. Apoi, tulpina cu un muguraș care se îndreaptă în sus. Frunzulițele care ies din muguraș încep să pregătească hrana necesară creșterii și dezvoltării plantei. Apar apoi florile, fructele și semințele. Planta moare la finalul ciclului de viață, dar semințele sunt cele care rămân. A sosit timpul unei activități independente. Trebuie să accesezi următorul link. Vei descoperi un joc care îți cere să așezi imaginile în ordinea potrivită, respectând etapele ciclului de viață al florii soarelui. Succes! Ne reamintim că ciclul de viață cuprinde etapele de creștere și dezvoltare a plantei. Putem spune despre o plantă că a crescut când și-a mărit volumul corpului. Ea este mai mare și mai grea. În același timp se desfășoară și un alt fenomen, și anume dezvoltarea plantei, adică trecerea ei dintr-o etapă în alta până face semințe și este capabilă să se înmulțească. Putem concluziona că prin creștere planta își mărește volumul, iar prin dezvoltare înțelegem că ea este capabilă să se înmulțească. Ca să crească și să se dezvolte, plantele au nevoie de factori favorabili de mediu. Aceștia sunt lumina, temperatura, apa, aerul și substanțele nutritive. Dacă aceștia lipsesc sau dacă sunt în exces, viața plantei poate fi afectată. Sunt sigură că vă plac provocările. Pregătiți-vă să realizați un experiment. Eu aș vrea să vă propun un experiment prin care să observați cum din aceste boabe de fasole vor crește niște plante adevărate. Pentru acest lucru aveți nevoie de boabele de fasole, un borcan, eu am ales acest vas transparent ca să pot observa ușor, vată și apă. Și acum trecem la treabă. Vom așeza vata la fundul borcanului. Cred că este suficient. Apoi voi așeza cele 20 de boabe. Eu le-am numărat pentru că aș vrea să știu câte dintre ele
germinează. Putem să le așezăm și pe margine, așa vor fi și mai ușor de observat. Experimentul este aproape gata. Urmează să mai pun doar puțină vată deasupra. Da, o să fie mai pufoasă. Și punem apa. Trebuie să fiți atenți. Dacă puneți prea multă apă, boabele riscă să putrezească. Dacă nu este apă suficientă, atunci ele nu vor germina. Acum, acest borcan va trebui să-l așezați într-un loc luminos la temperatura camerei. Apoi să observați în fiecare zi ce transformări se produc cu aceste boabe. Veți observa că la început, în câteva zile, va apărea un muguraș care se va îndrepta în partea de sus, iar un altul care va rămâne în partea de jos și va fi rădăcină. Când planta a crescut suficient de mare, eu vă recomand să o plantați într-un vas cu pământ, pentru că planta, ca să crească și să se dezvolte, ea are nevoie, pe lângă căldură, lumină și apă, și de substanțe hrănitoare. Iar vata, în acest moment, nu face altceva decât o ajută să germineze. Vă doresc succes și nu uitați să urmăriți planta în fiecare zi. După durata ciclului de viață, plantele sunt plante anuale, care au ciclul de viață de un an, cum ar fi fasolea, grâul, porumbul, ardeiul, roșia. Apoi, plantele bienale au ciclul de viață de 2 ani, morcovul, varza, ceapa, cartoful, aceștia vor face semințe în al doilea an de viață. Iar plantele perene sunt cele care au o durată de viață mai lungă de 2 ani și totuși în fiecare primăvară ele înfloresc, fac fructe, iar fructele protejează semințele. Natura este complexă, iar plantele nu se înmulțesc toate prin semințe. Lalelele, zambilele, ghioceii se înmulțesc prin bulbi. La violetele de Parma, frunzele ținute în apă vor face rădăcini. Mușcatele se pot înmulți prin butaș, adică punem în pământ sau în apă o rămurică, o crenguță. Iar cartofii se înmulțesc prin tuberculi. Următoarea aplicație îți va reîmprospăta noțiunile azi învățate. Trebuie să completezi spațiile libere în așa fel încât propozițiile să fie corecte. Spor! Până la următoarea întâlnire vom aștepta să crească plântuțele. Eu și Mini vă spunem pe curând!